Salutare tuturor care pe noi ne bucură foarte mult și am vrea să împărtășim bucuria asta noastră și cu voi, urmăritorii noștri și cei care nu sunteți, dar poate în curând veți fi alături de noi. Pentru asta trebuie să fac un pic de istorie ca să știți despre ce este vorba și să vedeți cum. Știți că noi ne ocupăm cu creșterea animalelor, în special cu creșterea caprelor. La început a fost un hobby, a fost ceva așa de plăcere să zicem, și acum tot din plăcere o facem, dar sub o altă formă. Am mai avansat cu creșterea caprelor, cu numărul caprelor, cu mai multă experiență față de cum eram cu ani în urmă. Facem lucrul ăsta de 12 ani și de la an la an încercăm să ne ușurăm munca, să nu depindem de alte persoane în munca noastră și să fie bine. Creștem și capre, înseamnă că avem și brânză. Și dacă avem brânză, trebuie să căutăm ca să o valorificăm, să ne putem susține cheltuielile casei. Pentru că nu avem servici, cu asta ne ocupăm, cu creșterea animalelor și din ceea ce producem, valorificăm ca să ne susținem cheltuielile casei și nu numai. De-a lungul timpului am vândut brânză în diferite locuri din țară, în majoritatea orașelor mari, să zicem, principale, dar și în alte țări. În alte țări, cum ar fi? În Anglia am trimis brânză, în Spania, în Germania, în Italia, în Belgia, în Suedia și în Bulgaria. Și acum, de curând, am trimis și în altă parte, unde o să vedeți imediat despre cine este vorba și unde am trimis noi brânză. Trebuie neapărat menționat domnul Mihai Filip, care a venit de la, de unde? De Malu până în București să ne aducă brânză și Luminița ne-a adus brânza. Dunea Mihai, deci Adi râde. Nu râd, frate, mă uit că e super brânză și super om. Mulțumim că ne-am bucurat de brânză. Ne bucură foarte mult cuvintele frumoase ale lui Gabriel și ale lui Adrian. Abia aștept să-l întâlnesc și să-l cunosc pe Adrian, pe soția lui Luminița am cunoscut-o. Pe Gabi și familia lui, probabil când vor veni în țară vreodată, sigur ne vom întâlni. Și pe această cale mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase spuse despre noi și abia așteptăm să ne cunoaștem în curând. Cam asta este surpriza, să zicem, unde am reușit să trimitem brânză noi cel mai departe de casă. Dacă vă place ceea ce facem noi și dacă vreți să fiți alături de noi, vă rugăm să ne dați un like și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumim frumos și vom reveni cu alte filmări.